Hei, pixeliști! Am zis că vin cu niște tutoriale, niște lecții despre VinForest, cum s-a ajuns să fie acceptat de cei de la VinForest. Eu m-am hotărât acum câteva luni să renunț efectiv în mare la ce ține de coding și să mă axez doar pe partea de design grafic a website-urilor. Tema Clubix, care a fost acceptată pe VinForest, care de fapt normal că a fost acceptată că arată foarte bine, o găsiți pe Clubix, căutați Clubix în search. N-am făcut-o singur. Eu am gândit doar conceptul de design. Am făcut tot design-ul, m-am gândit la slider, am făcut slider-ul. Deci tot ce ține de partea de design și de partea creativă a fost făcută de mine. În rest, am avut norocul să am doi parteneri care au muncit și care sunt foarte, foarte profi, să zic așa, care m-au ajutat foarte mult. Unul dintre ei este un cursant de la Web Design Profit Plan și de la Coding Gov Story care un câteva luni a reușit să învețe web design cum nu au reușit alții în ani de zile. Îl cheamă Cadar Claudiu. El a făcut tot ce ține de partea de HTML și CSS. Chiar și meniul ăsta care îl vezi tu aici, e făcut de el. Tot e făcut de el. Și acum, ca să te ajut pe tine să reușești și tu să ajungi pe VinForest, cel mai mare sfat pe care ți-l pot da ca să ajungi mai repede, e să-ți alegi un domeniu, partea de design, partea de coding sau partea de programare. Alegi un domeniu și te axezi pe el și devii foarte, foarte, foarte bun pe domeniul respectiv. Eu am ales partea de design și partea de coding. Știu și coding, eu l-am învățat pe Claudiu, de fiecare dată când avea probleme vinea și mă întreba și explicam care-i treaba. Ca să facă tema să arate incredibil și pe lângă asta a reușit performanța de a o face acest template, că e doar HTML, urmează să scoatem WordPress-ul, să facă responsiv. Adică, după cum vezi, modific rezoluția și își modifică și site-ul rezoluția în funcție de rezoluția browserului. Asta e foarte bine pentru telefoane mobile, pentru iPad, tablete și mai departe. Da, cel mai mare sfat pe care ți-l pot da eu și care te-ar ajuta pe tine, mai ales dacă nu prea ai timp să stai să lucrezi, e să-ți alegi un domeniu din coding, adică HTML, CSS, jQuery, programare care ține de PHP și combinația între JavaScript și jQuery, PHP, Ajax, și design. Da. Asta e recomandarea mea. Bun. Ce să mai zic? Acum am mai adăugat câteva pagini la temă și încă mai am de lucru la ea. Cred că foarte puțin la partea de design. Am mai adăugat încă două header-uri. Ce te rog pe tine îi să-mi spui părerea ta despre temă. O să-ți dau link în articol să te uiți peste ea și să spui ce ai mai adăugat tu sau ce ți-ar place la ea și ce nu-ți place la ea. Eu o să fac tot posibilul să te ajut și pe tine să reușești să ajungi pe VinForest, să vinzi elemente grafice pe Graphic River, pe piața Envato, dar foarte mult depinde de tine. Trebuie să lucrezi mult. Și ca să te încurajezi, să știi că Envato și VinForest, în special, nu e chiar așa de greu să ajungi acolo sus, să vinzi la ei. Ideea este să nu te dezamăgești. Încă un lucru valoros pe care vreau să ți-l spun și care nu oricine știe, e că VinForest, dacă vrei să adaugi
Îți dau un exemplu. Tema Clubix am făcut-o prin altă PSD, Photoshop. Am pus, am intrat la PSD și am adăugat-o la PSD. Numai un pic. Aici e contul Easy Development. Da. Am venit, am adăugat-o la PSD tema. Și spre surprinderea mea, a fost respinsă. A fost respinsă hard reject. Efectiv, nu mi-au spus că nu mai am ce căuta cu ea acolo. Trebuie un alt concept să pun. Eu, când am văzut că a fost respinsă, un pic m-a dezamăgit. Și am tot căutat pe forum și un tip avea o temă foarte, foarte tare. A pus PSD-ul, adică fișierele Photoshop, și lui a fost respinsă. Și cineva i-a recomandat, fă o, te rog, template, fă HTML și CSS și dacă o să faci HTML și CSS, 100% o să fie acceptat. Și au făcut HTML și CSS și m-am uitat la el pe profil și am văzut că tema a fost acceptată. Nu mi-a venit să cred că a fost acceptată tema. Și atunci am zis, băi frate, asta o să fac și eu, o să fac HTML și CSS, o să vorbesc cu Claudiu Cadar să facă, să facem HTML și CSS și nu o să-i spun la... Și o să rog pe Robi, care e pe partea de JavaScript și jQuery, care se pricepe bine, să facă partea de efectele care ajută tema să prindă viață. Dacă îi spuneam la Robi, băi Robi, am pus PSD-urile și am fost respins, 100% nu vrea să dezvoltăm acest template. Și m-am hotărât să nu-i spun nimica la Robi. Nu i-am spus nimica. I-am spus, uite, am făcut design-ul, e gata design-ul, îl dau la Cadar să codeze și după aia trebuie să te apuci tu de treabă. Scă super tare, după ce termină Cadar o să mă uit peste cod, o să verificăm împreună și o să-i dăm feedback să facă bine codul și o să continui eu cu restul. Robin nu-i prea motivat să facă teme WordPress și chestii de astea pentru că sunt lucruri pentru el, zice el, sunt foarte simple pentru el și nu reprezintă o provocare. El tot timpul caută o provocare într-un proiect. Da, ei bine, am pus o HTML, am primit un mesaj în care mi s-a spus că... Deci am pus-o astăzi, cum ar veni, și după 3 zile ne-am primit un mesaj în care ne-a dat soft rejection, adică o respingere ușoară, în care ne-a dat un feedback, niște task-uri care trebuie să le îndeplinim ca tema să fie pe piață, să meargă în piață. Am îndeplinit task-urile respective, am pus-o iară și tema a fost, am pus-o iară și după 2 zile deja tema era pe ThemeForest. Deci, dacă vreți să devii designer, să știi că la categoria PSD din ThemeForest e cea mai mare concurență. Trebuie să fii foarte, foarte, foarte bun să fii acceptat la categoria PSD. Dacă vrei să devii web designer, care știe și cu un pic de coding și PSD, la HTML și CSS, la categoria aici, PSD Templates, aici e doar HTML, CSS și jQuery, e o concurență, ai șanse să fie acceptat mai repede decât la cealaltă categorie, la PSD. Deci eu îți recomand a doua PSD Templates să te pui să faci, mai întâi încep cu lucruri simple, eu am avut echipă în spate, dacă tu nu ai echipă în spate, îți recomand să începi cu lucruri simple, adică pagini de coming soon sau uite, cum e asta? Cred că da. Dar este PSD. Un pic. Site templates. Marketing. Nu este marketing. Îndreapta. Mark E. Uite, dau click pe marketing. Și un landing page caut. E. Da, în fine, deja pierd timpul. Ideea, uite, eu cred că asta e o singură pagină. Da, să încep să faci ceva de genul. Până ești acceptat, până începi să te cunoască cei de sus, cei de la ThemeForest. Gata, faci o temă de asta, un landing page de asta simplu. Care asta cred că e făcut de mult timp, după cum văd, bă nu, din 21 ianuarie, nu e chiar așa de mult timp. Faci un landing page de ăsta și îl pui sus,
După ce vezi că e acceptat, începi cu altul, cu altul, cu altul și așa mai departe. Faci ceva simplu în care să nu investești foarte mult timp. Bun, deci acum în încheiere vreau să-ți aduc aminte să-mi spui părerea ta despre temă, ce vrea să mai adaug, ce vrea să renunți la ea, ce mai adăugat tu și cu ce trebuie să rămâi tu. E că dacă vrei să ajungi pe Dream Forest, ai șanse mai mari să ajungi dacă faci un site template, cum e asta, cum e și tema noastră ClubX, îi zicem temă pentru că urmează să o scoatem WordPress, cred că săptămâna viitoare, vineri, cel târziu. Da, cu ce să rămâi tu? PSD. E mai greu să ajungi să fii acceptat pe categoria PSD decât în categoria site templates. Dacă ești designer, trage tare, 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 tare și învață să faci PSD-uri bune. Dacă tema PSD a fost acceptată în categoria asta și ai design-ul, e foarte simplu să găsești pe cineva care să se dezvolte. Dacă reușești să fie acceptată PSD-ul și design-ul e perfect, ok și merge, anunță-mă pe mine că rezolvăm noi cu partea de dezvoltare WordPress sau dezvoltare HTML și CSS. Deci, cam așa ar veni treaba. Faci un site care nu investești foarte mult timp, care să fie, dacă vrei să fie acceptat, site template, HTML, CSS și jQuery, sau, dacă vrei să ești un designer mai bun și vrei să tragi tare, să devii designer bun, faci o temă pentru PSD template. Și dacă ți-e acceptată, îmi dai link și te ajut să o decod, noi o să o codăm și facem, împărțim comisionul. Vorbim. Mersi că m-ai ascultat și aștept feedback-ul tău mai jos. Ciao!